Alin ne spune, îmi doresc să mă schimb, să renunț la bunul simț, este o calitate învechită, încerc de mult timp, dar nu reușesc. Alin, cine spune asta și cu ce autoritate? Cine spune că bunul simț este o calitate învechită? Și chiar dacă este o calitate învechită, toate lucrurile vechi sunt lucruri la care ar trebui să renunțăm? Sunt oare și lucruri vechi care încă sunt valabile și astăzi? Dacă ne gândim numai la, nu știu, o valoare importantă, de exemplu, cum ar fi familia, da? Ar trebui să renunțăm la a considera familia o valoare importantă doar pentru că este de foarte de mult această idee? Dacă ne gândim, de exemplu, la, nu știu, un vin vechi, da? Cu cât este mai vechi, cu atât este mai bun și cu atât este mai apreciat. Da? Dacă ne gândim la, nu știu, cunoaște-te pe tine însuți, sintagma aceasta, da? Cât de veche este ea? Cât de veche este această sintagmă de mii de ani? Cunoaște-te pe tine însuți și la fel de actuală. Da? Deci, atenție, cine spune și cu ce autoritate? De foarte multe ori, atunci când avem o suferință interioară, când cineva ne-a rănit, când cineva ne-a apăsat un buton emoțional, când s-a întâmplat ceva în viața noastră, și nu am putut să ducem acel lucru din punct de vedere emoțional, se prea poate din suferință, nu din dorință, ci din suferință, să spunem, nu mai vreau să mai am bun simț, nu mai vreau să mai aud de relații, da? Nu mai vreau să mai aud de femei sau nu mai vreau să mai aud de bărbați sau nu mai vreau să mai aud de niciun șef sau nu mai vreau să mai aud de nicio afacere, nu mai vreau să mai aud de niciun client. Când spunem lucrurile acestea? În momentele de supărare. Însă atenție, pentru că prin cuvintele noastre ne programăm subconștientul. Lucrează pe emoțiile pe care le simți și explorează ce este în spatele acestei convingeri și în mod cert, vei găsi cea mai potrivită soluție pentru tine. Aici Iuliana mă întreabă de ce este atât de greu să te schimbi. Iuliana, de ce este atât de greu să te schimbi? Păi, în primul rând, depinde ce înseamnă greu, pentru că greu, acesta greu, depinde cu ce îl compari. Dacă ar fi să ne gândim acum, nu știu, greu în sensul de și de dificil, dar și din sensul de a dura un timp. De ce crește un stejar în atât de mult timp? Da? De ce crește un stejar în atât de mult timp? Pentru că asta este perioada lui de creștere, pentru că așa a fost el lăsat să crească. Da? Este vorba despre acea lege a gestației care spune că orice lucru în această lume are nevoie de o perioadă de incubație pentru a crește. Dacă, de exemplu, vreau să schimb, nu știu, haina de pe mine, da? O să-mi ia foarte puțin timp. Dacă vreau, de exemplu, să-mi schimb un obicei pentru o dată, pentru o zi, se poate să fie foarte ușor. Da? Vreau să spun, ok, pentru o zi îmi schimb acest obicei. Astăzi, nu știu, fac sport, sau astăzi mănânc sănătos, sau astăzi beau exact 2 litri de apă. Da? Este foarte ușor să fac lucrul acesta. Însă, schimbarea, adică succesul pe termen lung, necesită un timp. Noi nu știm care este acest timp. Da? Nu știm care este acest timp, nu știm care este acea perioadă de incubație. Dacă tu iei o sămânță de roșii și o plantezi, știi exact, da? Sau te poți informa, există studii făcute, vei ști exact cât durează până când vei recolta o roșie. Însă, cât durează până când recoltezi o nouă personalitate, până când te creezi pe tine așa cum vrei să te creezi, nu avem de unde știi. Iar acest lucru diferă de la om la om. Și greul, în schimbare, vine din containerul nostru. Da? Ce este containerul nostru? Este mintea noastră. Cu cât mai multe convingeri limitative, negative, emoții reprimate, emoții negative ai în interiorul tău, cu atât mai dificilă este schimbarea. Însă și cu atât mai plăcută în momentul în care reușești. Ce te ajută mai mult? Să te concentrezi pe faptul că este greu să te schimbi sau să te concentrezi pe faptul că pe ce îți dorești să realizezi, de exemplu. Pentru că dacă mă gândesc,
Este foarte greu să creezi un business mare. Este foarte greu să, nu știu, să schimb ceva la mine, orice ar fi. Însă tot timpul merg pe specific. Da? Este foarte greu să realizez acest lucru. Cum mă servește lucrul acesta? Cum te servește? Te servește sau nu te servește? Da? Cel mai adesea nu ne servește un astfel de focus. Însă dacă în schimb mă concentrez și mă gândesc la lucrul pe care vreau să-l realizez, da? Nu apare nicio schimbare în viața niciunui om fără un obiectiv. Este exact ceea ce spuneam, am avut ultimele două weekenduri cursuri, un weekend înainte am avut școala de coaching și weekendul acesta am avut un modul la cursul de NLP și spuneam acolo așa, chiar despre obiective am vorbit. Nu există, nu poți avea progres în viață și nu poți avea parte de o schimbare cât timp nu ai un obiectiv concret. Da? Dar un obiectiv concret, vreau să ajung acolo, vreau să realizez acest lucru. Da? E bine să încetăm să ne mai dorim, îmi doresc să mă schimb. Da? Îmi doresc să mă schimb în ce anume? Îmi doresc să, nu știu, mănânc sănătos. Îmi doresc să, nu știu, câștig nu știu ce competiție la atletism, să zicem, da? Îmi doresc afacerea mea profitabilă. Îmi doresc să devin coach profesionist. Îmi doresc să scriu o carte, de exemplu. Da? Pentru că altfel mintea nu are un nu va avea un punct concret către care ea să se îndrepte. Nu va avea o țintă. Și dacă nu-i dai o țintă concretă, foarte ușor se dezechilibrează. Da? Ajunge, merge așa, de la stânga la dreapta, de la stânga la dreapta și la un moment dat se pierde. La prima bătaie de vânt se pierde. Pe când dacă are direcția setată, da? Este ca termostatul, care indiferent că ai deschis ușa, că ai deschis geamul, da? El îți duce centrala la aceeași temperatură de fiecare dată.